camera de gardă cu o durere în gât. Soția lui susține că au fost lăsați să aștepte zeci de minute în camera de triaj până când medicii au preluat acest caz. Reprezentanții spitalului au însă altă variantă. Susțin că bărbatul s-a prezentat la triaj cu gâtul și limba inflamate și a acuzat dureri și a fost preluat imediat de medici. Așadar, acuzații grave care trebuie probate, tragedie într-o familie în care, iată, un bărbat în floarea vârstei moare într-o situație destul de neclară până în acest moment. Loredana Chimoiu, alături de noi, în direct, informații suplimentare. Loredana, te ascultăm. Bună dimineața, așa este, vorbim despre un bărbat de 37 de ani care a ajuns la spitalul de urgență din Alba cu o banală durere de gât, un bărbat care, conform familiei, nu a avut niciodată probleme de sănătate. Omul a crezut inițial că durerea este trecătoare, dar când a văzut că aceasta persistă și devine din ce în ce mai puternică, a mers la spital. Soția, care l-a însoțit, spune că ar fi așteptat în triaj aproape o oră până când un medic a preluat cazul. Bărbatul a fost introdus în sală, însă după aproximativ o oră, femeia a fost anunțată că pentru soțul său nu s-a mai putut face nimic și a murit. Acum soția bărbatului acuză, așa cum spuneai și tu, pe medicii de la Spitalul de Urgență din Alba și chiar a depus împotriva acestora o plângere penală de ucidere din culpă. Reprezentanții spitalului spun însă că acuzațiile sunt nefondate, există camere de supraveghere care arată că bărbatul a fost preluat din triaj în cel mult 10 minute, i s-au luat datele de identificare, și i s-au măsurat parametrii și imediat ar fi fost introdus în area de lucru. Medicii mai spun că înainte de a deceda, bărbatul le-a povestit că luase în urmă cu circa 4 ore o pastilă de amoxicilină, că de atunci s-ar fi îngreunat respirația și au început durerile de gât. Reprezentanții DSP au efectuat deja un control la spitalul de urgență. Conform acestora, decesul bărbatului ar fi survenit în urma unei alergii puternice la un medicament sau o altă substanță. Bineînțeles, abia după ce se va face necropsia, se va ști exact care este cauza acestui deces. Loredana Chimoiu, mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Doamnelor, avem alertă pe Dunăre, în zona orașului.